un lucru foarte important care îmi produce foarte mult stres, și anume să fac curățenie în bucătăria de viitoarea bucătărie, unde avem și plita pe lemne, și din ce cauză este foarte multă dezordine acolo. S-a stricat frigiderul, acolo e frigiderul. Nici nu mai știu a câta oară anul ăsta, de prea multe ori. Și din cauza asta ne-am gândit că nu cumpărăm deocamdată un alt frigider, pentru că este foarte frig afară oricum. E dezastru acolo și nici nu știu de unde să încep. Ce vine primul în fața mea, trebuie să... de acolo să încep. Nu contează de unde o iei, dar trebuie să începi. Asta e cel mai important. Cred că discursul ăsta îl țin pentru mine mai degrabă decât pentru oricine altcineva. Dar am tot amânat și am amânat și am amânat pentru că Daniel mai și lucrează acolo, mai tencuiește, mai gletuiește, mai pune o grindă, mai cine știe ce mai are de făcut, și tot timpul e de făcut. Și din cauza asta am zis, păi tu oricum faci plin de mizerie acolo și e un dezastru, nici nu mai fac, până nu știu că trebuie neapărat, dar prea îmi stă așa pe creier toată situația asta și trebuie neapărat să iau măsuri și să fac curățenie acolo și ordine. Da? Un dezastru total. Bun, și ziceam că s-o strica frigiderul și atunci toată mâncarea și tot le-am adus aici. Apoi că au fost bune, apoi că au fost de aruncat, nu au contat, le-am băgat aici și nu le-am sortat. Nu, pentru că am fost foarte supărată că s-o stricat din nou frigiderul, pentru că l-am mai reparat, cred că anul ăsta, încă de 3 ori. Dar e total greșit și... știu asta și acum o corectez, pentru că e nevoie. Și știu că voi avea mult mai multă pace și liniște după. Așadar, știu că am foarte multe de aruncat de aici, alimente de aruncat care vor merge la porci și la câini. Trebuie să înlocuiesc organizarea din frigider și anume să-mi aduc ceva raft pe care să pun alimentele și să nu mai fie atât de dezordonat. Și am în minte soluția perfectă. Raftul ăsta unde au fost papucii toată vara, acum nu-l mai folosim pentru că toată încălțămintea trebuie să o ascundem de Tera, cățelușa noastră pe care o iubim foarte mult acum. Mă duc să-i dau o spălare bună, bună, bună. Și după aceea pot să aranjez frumos tot ce a fost în frigider pe raftul ăsta.
foarte mult praf acum, pentru că odată ce am măturat totul s-a ridicat. Am deschis geamul larg. Mi-a plăcut afară, e foarte frumos. O ambianță plăcută și prăfoasă. Bun, mi-am eliberat zona asta, ceea ce e foarte bine, mă simt mai bine. În sfârșit, nu mai am junghiul ăla care l-am avut de 2 săptămâni. Dar... Bun. Și o să fac în felul următor, ca să le pot spăla, că sunt prea multe, nu chiar toate sunt de spălat, dar majoritatea sunt de spălat. O să mă așez aici o masă, le mut toate pe masă, curăț blatul perfect și apoi aduc pe rând vase la spălat, le spăl și le așez la locul lor. Doamne ajută! Mi-am spălat raftul, am curățat aici pentru că vreau să-l pun exact aici. Și trecem în partea a doua a zilei în care trebuie să pozez toate beretele ce le-am făcut și să le postez pe Facebook, pentru că e o grămadă de lume care așteaptă după ele de mult timp. Și în sfârșit am făcut mai multe și în seara asta le voi posta. Acum nu știu când voi posta eu video ăsta, dar... Nu mai contează. Oricum, de la treabă cu bucătăria, repede ne-am schimbat și mergem mai departe. Thank you.
îți mulțumesc că ai rămas cu mine până la finalul acestui video și dacă și tu ai momente din acestea în viață în care tot amâni un lucru foarte important, scrie-mi în comentarii, pentru că vreau să știu că nu sunt singura. Și da, m-am simțit chiar și puțin rușinată de această situație, dar până la urmă i-am dat de capăt și totul s-a rezolvat. Îți mulțumesc pentru vizionare și sper să ne vedem din nou sănătoși și data viitoare.